Un proiect care vizează activitatea dumneavoastră de ministru, dincolo de provocările din interiorul partidului, noua lege a salarizării în sistemul public, salarii în funcție de studii, 5 clase de salarizare, o dezbatere probabil va fi absolut, la nivelul... Absolut, va fi o dezbatere, vor fi consultări cu tot ceea ce înseamnă reprezentanții ai sectorului bugetar pe diversele domenii. Dacă pentru sănătate și educație am reușit atât cât am putut să facem un pas înainte, asigurând majorări salariale pentru sistemul de educație și de sănătate, pe sectorul administrației publice, locale și centrale nu s-a făcut absolut nimic. Ceea ce am constatat noi este că în momentul de față, din cei 1.186.000 de bugetari, 923.000 au veniturile sub 1.450 de lei, sunt suprapuse foarte multe clase de salarizare. Trebuie să venim cu un element și cu un instrument modern pentru care să răspundă relațiilor socioeconomice din societatea românească în 2015 și mai departe cu o viziune, în așa fel încât să putem în sectorul bugetar să determinăm și, dacă vreți, să influențăm medicii să nu mai plece din țară, să-i determinăm și să-i motivăm pe profesori să continue să învețe generațiile de care are atâta nevoie o societate, să putem să motivăm personalul din administrația publică locală și centrală să elaboreze politici publice pentru a servi interesului cetățeanului. În momentul de față, acea lege care a fost adoptată în 2010 nu își produce niciun fel efectele, în sensul că ea nu a fost de la început, din punctul meu de vedere, un instrument de motivare a personalului. Este o funcțiune absolut importantă, fără de care nu se poate face managementul în orice organizație despre care vorbim, indiferent că vorbim de zona politică sau zona economică. Ori demotivarea personalului nu poate să mai fie în România anului 2015 lăsată undeva uitării. Ne-am aplecat asupra soluțiilor, am venit cu o viziune și sper ca în urma consultărilor și dezbaterilor cu partenerii noștri sociali și cu colegii din zona sectorului bugetar, pentru că un ministru nu poate să dețină adevărul absolut, pentru că nu e medic sau nu e profesor. El este un manager care trebuie să țină cont de ceea ce spun celelalte părți care lucrează în domeniu și se confruntă zi de zi cu o serie de probleme. Mărirea salariului minim pe economie a condus în momentul de față la suprapunerea a 19 clase de salarizare. Mărirea salariului minim pe economie la 1200 de lei din 2016 va conduce la suprapunerea 29 de clase de salarizare. Asta înseamnă că un absolvent de universitate, cu studii superioare, în momentul de față este plătit la fel cu o altă funcție care nu implică aceeași responsabilitate. Ori, în afară de criteriul educațional, al doilea criteriu este legat de performanța și motivarea pe o poziție strâns corelată de descrierea naturii postului pe care îl ocupă, deci legată direct de muncă. De responsabilitate direct. Vă mulțumesc foarte mult, va face obiectul unei discuții ample această lege a salarizării. Sper că veți accepta invitația noastră aici la PS News. Vă mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere și aș vrea să punctez faptul că eu nu cred într-un succesul unei moțiuni de cenzură. Ba dimpotrivă, sunt convinsă și am vrut să subliniez acest lucru, că ne putem baza pe o majoritate stabilă care va rezista până în 2016 și spun acest lucru pentru că în momentul de față am văzut, așa cum știți și dumneavoastră, că se dorește să se facă tot felul de aranjamente în ceea ce privește crearea unei alte majorități, însă aș vrea să subliniez foarte clar faptul că
Acest lucru nu cred că se va putea realiza, deoarece doamna Goriu împreună cu colegii ei nu au venit în fața electoratului decât cu o propunere de program de guvernare sub semnătura domnului Cătălin Predoiu, un program de guvernare care, din punctul meu de vedere, este o formă fără fond, chiar dacă nu se regăsesc anumite principii în acest program de guvernare, iar ceea ce am observat este că doamna Gorghiu s-a transformat în purtătorul de cuvânt al celor care au tăiat salarii, au tăiat indemnizațiile pentru creșterea copiilor și nu au un proiect alternativ la actuala guvernare.